Bună seara, prieteni! A început partea a doua a campionatului, cea mai interesantă. Am avut un prim meci în play-out, prima cu ultima clasată și până la urmă clasamentul și-a spus cuvântul, pentru că Cluj a câștigat în mod clar 3-0. A luat o primă opțiune pentru a termina în primele două poziții care să-i permită, practic, din play-out să desfășoare acel baraj care poate ajunge în cupele europene. Atenție, Cluj este în continuare și în Cupa României. În schimb, Botoșani tot mai puține șanse și tot mai aproape de Liga Secundă după această înfrângere și, mă rog, raportat și la joc, care nu oferă perspective. Ne pregătim de primul meci al play-off-ului, acolo unde se anunță o bătălie pasionantă pentru titlul de campion. Rapid, o echipă aflată în formă, care vine tare în spatele FCSB-ului, joacă pe teren propriu împotriva Farului de la ora 20:30 în Giulești, practic într-un moment care nu este foarte favorabil pentru Rapid, dar nu din punct de vedere sportiv, ci ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Îi salut pe invitații mei, Mihai Stoica, bună seara. Bună seara. Ovidiu Herea, bună seara. Să ascultăm câteva declarații din partea lui Bogdan Andone, antrenorul Botoșaniului. La faza cornerului care s-a dictat acel penalti, care am încercat să ne creăm situații, n-am avut situații foarte mari, dar am pus presiune. Cred că până în minutul 70, când s-a marcat golul 2, a fost un joc echilibrat în care puteam să, dacă marcam, să scoatem un rezultat pozitiv. Din păcate, după golul de 2-0 s-a rupt tot jocul, am riscat și noi cu multe mingi lungi, cu trei atacanți, în fine, au fost alte spații și cam asta a fost. E prea dur scorul ăsta, 3-0? No, 1-0 sau 7-0 e la fel în situația noastră. 0 puncte nu ne ajută, un punct ne ajută puțin, nu contează rezultatul. Că e 1-0, că e 3-0, că e 5-0, e la fel pentru noi. Cum vi s-a părut arbitrajul? Cum a fost acea fază din minutul 15, de exemplu? Nu comentez arbitrajul. Păi am văzut că avea ceva de împărțit cu arbitrajul, ați luat și un galben. Nu, ce să împart, că domnii arbitri fac ce vor dânsi la fiecare fază și ei dictează. Și da, să vă dau un exemplu, a spus dușierul centralului că a ieșit mingea a ieșit din alb, dai ce vrei tu. Și l-a dat aud de poartă pentru universitate. Ce să vă spun mai mult de arbitraj? Ei arbitrează cum vor ei și în ce direcție vor ei. Ce duc jocul cum vor ei. Te ciupesc, te alea, te împing, te nu, că astăzi arbitrajul. Dar așa e meci de meci. Suntem pe ultimul loc. Da, suntem pe ultimul loc. Dar asta nu înseamnă că meci de meci trebuie să ciupesc. Nu mai vreau să spun, că după aia spun o grămadă și abia așteaptă. Am văzut că ați fost foarte supărat și la o intrare la Talisman în prima repriză, la Caprof. A cerut cartonaș roșu acolo, s-a dat doar galben. Nu, aici i-au văzut, probabil au analizat și în camera VAR, nu comentez decizia respectivă, poate așa a fost, doar de galben, nu cred că... Ce urmează pentru dumneavoastră, pentru echipă? Găsiți resurse să-i montați din nou pe jucători, să o luați de la capăt? Da, va fi o perioadă dificilă, două săptămâni lungi până la următorul joc cu Iași, care va fi din nou... Cred că în momentul de față va fi un joc extrem, extrem, extrem de important. Poate va fi puntea de legătură, să spun așa, cu următoarele clasate. Dacă vom reuși să câștigăm jocul, cu siguranță ne vom apropia de echipele din față. Dacă nu vom reuși, va fi din ce în ce mai greu să ne apropiem de locurile de baraj. Sper ca băieții să aibă reacție în cele două săptămâni în care vor urma, în pregătirea care va urma, și să-și revină din punct de vedere mental, pentru că au demonstrat-o și astăzi, au jucat practic 70-75 de minute de la egal la egal cu ocupanta locului 7, o echipă care din punctul meu de vedere, ca organizare, ca calitativ, calitatea jucătorilor, suporteri, stadion și tot ce înseamnă Universitatea Cluj, ar fi meritat să fie în play-off. Asta e opinia mea. Universitatea are echipă de play-off în momentul de față. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Bun, acuză arbitrajul Bogdan Andone, dar nu se referă neapărat la o fază, vorbește de o manieră în general. O singură fază aș vrea să analizăm și să vă întreb, faza penaltiului, dictat de central în debutul meciului, în prima repriză, în favoarea Universității Cluj. Dacă vi se pare că e penalti și dacă decizia e corectă, pentru că cumva și Andone spune că de acolo s-a rupt echilibrul jocului. Bun, vedem faza. Ovidiu, ce zici? Nu știu, n-aș da niciodată penalti la astfel de dueluri.
Nu ai da. Nu aș da, pentru că e clar că nimeni nu vrea să se ducă să dea cap în cap. Da, aici nu adversar. E pe vrut, adică... Știu, e ok, se duce, atac întârziat, am înțeles, lovește adversarul, dar nu știu, mi se pare prea puțin. Pentru că ai judecat, ai lăsat jocul să meargă. Da, aș lăsa jocul să continue. Ok, domnul Stoica. Penalti clar, pentru mine. Penalti clar. Penalti de VAR. Înainte nu se dădeau niciodată astea, dar el nu dă minge, vrea să dea minge, ratează mingea, dă în capul adversarului și asumă un risc. Bine, aici e penalti dat de central, de VAR. Da. Ați zis penalti de VAR, corect, în sensul că dacă corect, nu vedea el, faza seamănă cu cea de la... Noi cu farul? Da. Nicio legătură. Nu seamănă. Nicio legătură. Acolo a fost o invenție a lui Chivulet. Ok. Bun. Deci aici se duce cu capul și lovește cap în cap. Îl lovește. Încearcă să lovească mingea, nu o găsește, și găsește cap. Și mi se pare că e penalti. Chiar dacă un fost jucător, tu din postura ta, îi spune că n-ai sancționa, înțeleg într-un fel. Că nu se dădea înainte niciodată. Da, nu cred că vreun adversar are intenția să se ducă să dea cap în cap. Și da, aici nu se spune da, că, dacă e penalti doar dacă ai intenția. Da. E penalti dacă îți lovești adversarul. Și neglijență și imprudență și se cam încadrează cam la toate. Ideea e că trebuie să fii sigur că dai în minge momentul în care sari. Da, că dacă nu... Dacă nu... Da. Sau sari fără să te duci tu să lovești. Cum a sărit Daua. Exact. A sărit fără să se ducă să lovească și și-a luat un cap în cap. Nu e și... penalizabil sau n-ar trebui să fie. N-ar trebui. Bun. De Rapid. Că urmează Rapid Faru. Mihai Speca a comentat aseară evenimentele de la Rapid. Te întreb și pe tine, Ovidiu. Tu știi acolo cum se trăiește, cum fierbe Giuleștiul. Crezi că e un moment greu ce s-a întâmplat ieri? Pentru echipă mă refer acum, sau nu crezi că are vreo legătură și nu crezi că echipa va fi afectată azi sau, mă rog, în perioada următoare de evenimentele petrecute? Eu aș vrea să cred și sper că aceste evenimente să-i unească, să-i întărească, să, nu știu, să fie mai familie. Pentru că în momentele astea de obicei te unești ca și grup. Într-adevăr, este un moment dificil atât timp cât... este ridicat președintele echipei, liderul galeriei. Normal că te afectează, dar ei sunt jucători profesioni și ar trebui să-i unească acest lucru, părerea mea. Adică tu crezi că mai degrabă poate fi un avantaj dacă e să judecăm așa, că dacă te unești, să ești mai puternic și... Poate fi folosit ca un avantaj momentele grele prin care trec președintele echipei și liderul galeriei. Poate fi folosit ca un avantaj de către antrenori, de către cei din conducere, și să unească mai mult, cu toate că ei sunt uniți. Au demonstrat acest lucru și la meciurile trecute. Răzvan Burleanu, președintele Federației, a susținut această conferință de presă după o ședință a Comitetului Executiv, ședință la care a participat și Daniel Nicolae, care a reprezentat al cluburilor de primă ligă. Evident că s-a referit și a fost întrebat despre evenimentele de la Rapid, dar o să vedeți și cum explică, mă rog, modificarea anumitor date ale acestui campionat, să spunem așa, pentru că suntem la campionatul european, trebuie să se termine mai repede campionatul, dar explică Burleanu și vedem imediat. Finalul de campionat se devansează pe 19 mai, cu o săptămână mai devreme. Tot cu o săptămână mai devreme și play-off-ul ligii a doua, care în acest context se va termina pe 11 mai. Astfel încât să putem să terminăm în același timp play-out-ul ligii întâi cu play-off-ul ligii a doua, pentru ca să ne putem desfășura meciurile de baraj pentru retrogradare-promovare pe 19 și respectiv 25 mai. Semifinalele de Cupa României se mută cu o săptămână mai devreme, în 17 aprilie, în loc de 24 aprilie. Pe locul acestei date, de 24 aprilie, se va juca o etapă intermediară, etapa a șasea din play-off-ul și play-out-ul Superligii, precum și play-off-ul Ligii a doua. Calendarul play-out-ul Ligii a doua rămâne neschimbat. Barajul pentru desemnarea echipei care va ultimei echipe care va reprezenta România în Conference League se va disputa pe 25 mai. Iar finala de Cupa României rămâne, așa cum era stabilită, a se desfășura pe data de 15 mai. În ceea ce privește locul de desfășurare pentru finala de Cupa României Betano, aceasta va fi din nou la Sibiu, pe 15 mai, așa cum v-am confirmat mai devreme. În ceea ce privește acum noul sezon competițional, Supercupa României este programată pentru data de 6 iulie,
și este primul, vă rog să nu mă întrebați unde va fi, fiindcă este pentru prima dată, nu, în care se va desfășura pe terenul echipei campioane. Introducem noi criterii de omologare pentru stadioane, astfel încât toate stadioanele din România vor fi împărțite pe trei categorii pe fiecare eșalon competițional. Președintele Rapidului a fost audiat. Cum vedeți dumneavoastră tot ce s-a întâmplat ieri și ce va ceru jandarmeria? Jandarmeria a zis că a cerut ceva anume Federației Române de Fotbal. Nu știu ce a cerut jandarmeria, fiindcă această solicitare nu a ajuns la mine. Ceea ce pot să vă spun despre cazul Rapid, fiindcă Daniel Nicolae a participat astăzi la ședința de comitet executiv, chiar am vorbit despre acest subiect, acesta a fost unul dintre primele subiecte cu care am deschis întâlnirea, astfel încât Daniel a avut posibilitatea să ne dea mai multe detalii, pe care din păcate nu pot să vi le împărtășesc. Și noi, în momentul de față, ca federație, ca și comitet executiv, așteptăm mai multe informații din partea instituțiilor abilitate, astfel încât dacă să putem să avem o altă poziție. În momentul de față, Daniel Nicolae se bucură, la fel ca orice altă persoană, de prezumția de nevinovăție. Toleranță nu există în momentul de față, fiindcă, practic, sunt două direcții de sancțiuni. Pe de o parte, cea legată de regulamentele sportive și vedeți, practic, care sunt sancțiunile aplicate de o comisie independentă, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, și pe de altă parte, jandarmeria. Practic, o utilizare a materialelor pirotehnice în anumite condiții înalte de securitate ar putea să fie o soluție la un moment dat. Da? Dar, repet, acestea practic trebuie să ne asigurăm că viața niciunui suporter nu este pusă în pericol. Și iarăși, totodată, un alt aspect extrem de important, că aceste materiale pirotehnice să nu ajungă pe suprafața de joc. Două chestiuni din ce spune Burleanu. Unu, e secret ce le-a spus Daniel Nicolae în comitetul executiv? De fapt, e la cum spune Burleanu. Nu pot să vă spun ce ne-a zis Daniel Nicolae. De ce? Puteți să înțelegeți? Eu cred că fiind o anchetă în curs, discuțiile astea au fost probabil off the record, că nu se consemnează în procesul verbal al acestei întruniri. Și cred că nu vrea să discute tocmai în ideea asta, că fiind o anchetă de rulare, exact ce am spus și eu aseară, spune și președintele, că e prezumția de nevinovăție. Asta, și, da, nu discutăm asta. Să vorbim, da. Adică, dacă Daniel Nicolae a spus ceva, membrilor comitetului executiv, vine președintele Burleanu și zice, doar noi știm, e secret. Adică pare ședința CSAT-ului. De țară, nu de ședințe de comitet executiv. În fine. Și a doua chestiune, el ia în calcul să permită cândva, pentru că acum nu e permis, folosirea torțelor, spune Burleanu. Dar în condițiile în care să ne asigurăm că niciun spectator nu e în pericol. Pe cum faci asta? Cum? Poți să o faci. Cum? Spuneți-mi dumneavoastră. Cu o firmă de specialitate care se ocupă de spectacole pirotehnice, am spus aseară în emisiune. Cu promisiuni clare din partea celor care se ocupă de asta, vorbesc de suporteri, că nu vor ajunge în teren. Este foarte simplu să vii cu câteva găleți de nisip în, acolo unde se dau cu torțe și să le stingă în peluză. Și cred că toată lumea va ieși bine din treaba asta. Va fi și spectacol, că ne place să vedem spectacole de genul ăsta. Mi se pare că e o chestie așa din calea afară de frumoasă? Da, este. Să vezi unele pe la Basel, ce au făcut aia de la Basel, și prin Danemarca, ce am văzut. Sunt super, am văzut capul ăla de tigru cu ochii, făcliile aprinse în ochi. Da, mi se pare extraordinar de frumos în tribună. Da, nu mi se pare ok în teren. Sunt riscurile prea mari. Nu sunt riscurile mari, pentru că ultrașii, în momentul în care promii ceva, se ții de cuvânt. Că dacă ăla care dă cu torța în teren, să spunem că e unul care a luat o razna și aruncă cu torța în teren, va fi interzis. Și dacă va fi interzis, nu vor să fie interziși. Păi și acum, de exemplu, dacă dai cu torța în teren, nu atrage o sancțiune de interzicere? Ba da. Păi bun, și nu-și permit să arunce? Că păi vedem imagini. Da, își permit. Nu sunt lăsați să... Da, crede-mă, nu se va întâmpla așa ceva. Dacă va fi o înțelegere, nu se va întâmpla așa ceva. Știu foarte bine, cunosc îndeaproape fenomenul ultras. Oamenii se țin de cuvânt. Deci ați votat pentru ceea ce spune și Burleanu? Indiscutabil. Cu două mâini. Ok. Ovidiu, ai fi de acord? Sau crezi că o soluție mai bună e
interzicerea totală a materialelor pirotehnice în stadion. Și eu sunt de părere că dacă sunt folosite așa cum trebuie, ar trebui lăsate, dar într-adevăr e greu să controlezi o masă foarte mare de oameni. Nu știi exact ce individ apucă să aibă toți aia în mână și să o arunce în teren sau să facă cine știe ce cu ea, dar ca și spectacol, și eu cred că ar trebui să fie lăsat, dar într-adevăr să ia niște măsuri de siguranță și să nu se întâmple nimic grav. Dar ca și spectacol, eu ca și fost fotbalist, mi-aș fi dorit să joc pe un stadion într-adevăr unde era o atmosferă incendiară. Astăzi, căutând așa pe net anumite subiecte pe tema asta și din căutare pe Google, mi-a apărut din 2011 ceea ce se întâmplă că și uitasem. Pe Giulești, la un Rapid Brașov, în 2011, cu o torță aruncată din galeria Rapidului, care n-a ajuns pe teren, s-a oprit tot în galeria Rapidului, și a mutilat o fată de 18 ani, avea arsuri pe aproape jumătate din corp. Au luat-o cu ambulanță, adică lucruri grave. Așa e. Sunt mult mai multe incidente de genul ăsta în noaptea dintre ani. Când lumea o ia razna și toată lumea de cu artificii și cu... Pe mine altceva mă frapează. De ce trebuie să dea cu petardele alea care bubuie îngrozitor? Păi teoretic tot pentru... Nu pentru știu, spectacol, ce? Acustică, ce spectacol să bubuie alea să sară capul de poate pe umeri? Pentru ei e o chestie care creează spectacol, în fine. Nu știu, uite-te acum la ultimul derby Steaua Roșie și Partizan și vezi ce a fost pe Maracana. Într-adevăr e spectacol. Da, mă rog. Da, eu continuu să cred că torțele aprinse care ajung într-o parte sau alta sau pe teren... Poți să, nu știu, nu sunt controlate și atunci există un risc prea mare. Fă o probă chiar la un derby și spun eu, nimeni nu o să aruce nicio torță. Ca să nu-și piardă, știu eu, această posibilitate de a utiliza spectacolele pirotehnice. Ulterior. Da. Ok. Răzvan Lucescu s-a întors astăzi în România pentru că are o pauză mai lungă și s-a întors victorios după o calificare fabuloasă aseară în sferturile Conference League, după ce pierduse cu Dinamo Zagreb în deplasare 2-0 aseară, a câștigat 5-1 avându-l alături și pe Mircea Lucescu în tribună și a oferit declarații astăzi pe aeroport. Rapid a bătut 4-0 pe FCSB. Aici putem spune că și FCSB-ul a tratat oarecum superficial această ultimă parte, considerându-se poate deja campioană și a fost pedepsită pentru acest lucru. Acest rezultat pot spune doar că relansează Rapidul în lupta pentru titlu, dar încă situația este sub controlul FCSB-ului. Cum vedeți dumneavoastră problema asta cu artificiilor, petardelor în Grecia? Știm cu toții, publicul este, cred că, mult mai efervescent decât în România. Nu aș intra în prea multe comentarii. Există reguli și regulile trebuie respectate, fie că ești în România, fie că ești în Grecia, fie că ești în Germania. Și în Grecia, când noi am plătit la meciul cu Aris din campionat, n-am avut suporteri pentru o petardă. Ceva de genul ăsta, da. Dar nu contează, regulile trebuie respectate. Nu știu, nu cunosc, vezi, n-am, nu, habar n-am ce s-a întâmplat, habar n-am ce a făcut, habar n-am. Daniel Nicolae, doar din punct de real, a ceea ce a făcut până acum la Rapid, a arătat că este inteligent, că știe ce face, că are o strategie foarte corectă, că are o personalitate puternică și are un imens merit în ceea ce reprezintă Rapid acum în fotbalul românesc. Grecia chiar e un exemplu. Acolo lucrurile degeneraseră și scăpaseră total de sub controlul autorităților. Într-atât de mult încât la un moment dat autoritățile au spus nu mai putem face față, închidem toate meciuri, toate porțiile stadioanelor. Așa se ajunsese. Da, bine, în Grecia a fost și chestia asta că suporterii oaspeților nu sunt admiși la meciuri. Ceea ce ușura foarte mult sarcinile celor care organizau meciurile. Și acum de curând, cred că acum maxim 3 săptămâni s-a permis din nou spectatorilor să intre cu niște reguli incredibile, adică citeam undeva autocarul, că... Când jucau Panathinaikos cu Olympiacos, acum câțiva ani, acum mai mult, 15 ani, ceva de genul ăsta, îmi spuneau cei de la Olympiacos. Plecau cu 5 ore înainte spre... Sunt în aceeași localitate. Știi? Ca să apuce să intre până să vină...
era, drumul era ceva înfiorător. Nu puteau să dădeau de peste tot, aruncau în autocar. Era foarte rău. Acolo e rivalitatea, o duc. Bun, scurtă pauză comercială, ne întoarcem să vedem și distribuțiile de start la Rapid Faru. Nu și în premieră ca minute, pentru că el a mai bifat, dar este pentru prima dată când joacă titular. Acum nu știu poziția lui, domnul Stoica, unde ar putea juca. Da, e atacant. Eu cred că vor juca cu Ronaldo Deaconu în spatele a doi atacanți, Luis Munteanu și Cojocaru. A, 4-3-2-1. Da. 4-3-1-2. Da. Adică Giga a jucat de multe ori romb la mijloc, da. Și posibil să joace așa. Adică m-aș mira să fie asta dispunerea în teren, pentru că Deaconu, atacant lateral dreapta, poate să intre cu piciorul lui foarte bun stâng, dar n-are viteză. Iar Cojocaru e nouă clasic, nu e. Da, orice se poate. Surprinde și prezența lui Gustavo Marins, dar acolo sunt probleme mari, adică sunt suspendări, sunt accidentări, Lari e accidentat, Duso e suspendat, da. Nedelcu probabil că Nedelcu e accidentat. Nici minut, da. El a jucat la Potoșan, probabil că e accidentat, ca da. Explicație n-am. Tudor Boruț oricum e accidentarea mai veche, da. Și mai durează, probabil că nu va juca deloc. E Kiki. Kiki, da. Rezervă. Kiki rezervă. Kiki a mai jucat, dar foarte puțin a jucat stopper ca să... Acum cu accesul în play-off, la Kiki poate activa chestiunea că dacă nu semnează, nu prea o să-l mai vedem. Că Hagi s-a asigurat de prezența în play-off și acum ce, ok, dacă tu nu semnezi, nu te mai folosesc. Poate avea o logică. N-a jucat mereu titular anul ăsta. N-a jucat mereu titular, da. Nu, dar zic așa, că dacă el n-a semnat și înțeleg că n-a semnat și nici nu vrea să semneze prelungirea cu Faru, atunci ar putea să nu prea îl... Cum ți se pare echipa? Nu mă dă pe spate, nu pot să zic că mă dă pe spate. Păi nu prea are ce să te dea aici pe spate. Are o șansă mare Rapid în seara asta, mai ales că începe și pe Giulești. La cum arată Faru și la cum a arătat în ultimele meciuri, ar trebui să câștige Rapidul. Acum poate să fie și relaxarea, că până la urmă ei au avut o presiune, ei nu mai erau siguri de accederea în play-off. Da, era un semn de întrebare. Da, acum poate fi relaxarea și poate le va ieși altfel jocul, nu știu, mă gândesc. În sezonul regular a fost 3-2 pe Giulești, cred. Sau 3-1. Sau 3-1. 3-1, 3-1 cu golul Mazilu, parcă. Da, 3-1 da. Pentru Rapid. Marcau Mazilu și Ionița, asta, că v-a dat seama că cum se schimbă lucrurile, da. În fotbalul românesc. Iar în retur... Mazilu nu joacă la... Mazilu incredibil. Ce este incredibil. Deloc. Deloc. Adică a jucat o repriză și după aia de 5 meciuri n-a mai niciun minut a mai avut. Și în retur la Ovidiu a fost 0-0. Să vedem ce spune Hagi înaintea acestui meci. Bună seara, începe play-off-ul și începeți așa destul de tare cu Rapid în această seară și am văzut și o surpriză în primul 11, Cojocaru titular în premieră. Cum ați gândit această echipă? Știm că adversarul e foarte bun, știe fotbal dacă lăsăm să joace, bun și patacul Rapid e foarte bun, se apără bine și știe să facă o echipă care, cu un antrenor care a dus-o la acest nivel, cu jucători valoroși. Dar și noi avem valoarea noastră și noi credem în noi și noi suntem încrezători că vom face un meci bun și cu siguranță va ieși un meci frumos. Un aspect deloc de neglijat este și banca pe care o aveți astăzi. Mă uitam, foarte mulți copii astăzi pe bancă. Sunt 5 jucători care iară sunt în afară, 6 chiar. Normal, e logic. Noi copii totdeauna avem și o să încercăm și cred eu că ușor, ușor o să-i vedeți. Trebuie să le găsim spațiu, trebuie să găsim din când în când un spațiu la fiecare, pentru că trebuie și ei evaluați, trebuie și ei să vedem da, ce potențial au, pentru că totdeauna clubul nostru a avut cea mai bună academie sau are cea mai bună academie și a avut totdeauna potențial foarte bun și a scos jucători. Cum ar trebui jucat acest duel cu Rapid în această seară, mai ales că știm să și portarul tribunelor? Să marcăm goluri. Credeți că sunt afectați în vreun fel jucătorii de ce s-a întâmplat ieri? Și mă refer la jucătorii Rapidului, apropo de scandalul iscat. Nu știu. Vă întreb. Cum... Da, mister a vorbit, ieri trebuie să vorbească, nu noi. Eu cred că toată lumea e focusată la acest meci, indiferent că ce s-a întâmplat, dar ei sunt focusați la meciul care l-au de jucat. Vin golurile din partea lui Luis Munteanu?
spuneați că trebuie să marcheze farul astăzi. Atacanții marchează dacă au susținere de la mijlocași, dacă cei trei atacanți trebuie să susțină și mijlocași să-i susțină. Echipa trebuie să joace ofensiv foarte bine, să creeze situații și atunci cu siguranță că va veni și golul. Au ieșit meciuri spectaculoase mai mereu între Rapid și Farul. Asta să ne așteptăm și astăzi sau credeți că Rapidul va fi foarte atent la rezultat în primul rând pentru că ei au și mai mare presiune? Nu, presiunea rezultatului, fiecare vrea să câștige, e o mentalitate care trebuie să o avem fiecare și cred eu că va ieși un meci bun. Ambele echipe știu să joace fotbal și cred că va fi un meci bun. Vă mulțumim tare mult, ne auzim după. M-am uitat pe echipa Farului în meciul din turul sezonului regulat la 3-1 pentru Rapid. Este uluitor, deci sunt doar doi jucători care atunci au fost titulari, sunt și acum. Mihai Popescu și Grameni. Atât. 2, 4, 5 nu mai sunt deloc în lot. Sali, Carnat, Mazilu, Arteana, Ioani. Iar Băluță, Chichi, Larie și Sârbu nu joacă. Senzațional. Lasutăm și pe Bergodi. Până seara începe play-off-ul și lupta pentru titlu în această seară cu Farul. Cum vă aștepta să fie acest duel? Am văzut că nu sunt schimbări față de derby. Da, nu sunt schimbări, în primul rând, pentru că normal este și o echipă care a făcut un match extraordinar de bun și atunci i-am confirmat pe toți. Și începe play-off-ul și normal, întâlnim Farul, este o echipă bună, o echipă care oricum e campionă în România și cu Gigo, echipa care joacă, care se deschide, adică oricum iese la joc. Și atunci cred eu că poate fi un match frumos. Cum se simte atmosfera în vestiar? Ați simțit așa presiune? Ați discutat cu ei? Ați încercat să le luați? Am discutat, am încercat să stăm liniștit, adică nu prea mult, pentru că e normal că eu zic întotdeauna, cred eu, ca jucător când am fost, că oricum un pic de teamă ceva te pune un pic mai multă concentrare în meciul. Și atunci noi nu e că ne-a teamă de cineva, dar e normal că situația asta ultime două zile ne-a un pic așa. Dar băieții l-am văzut pregătiți bine, adică după vom vedea pe terenul că numai dreptul de iarbă decide. E agitat un pic această problemă de la club sau cum au fost așa lucrurile în vestiar? Nu, în vestiar sau în cantonament, băieții s-au gândit numai ceea ce am vorbit cu ei, numai din punctul de vedere strict sportiv, tehnic, tactic și altceva, nu, pentru că oricum... Da, suntem un grup, o familie și atunci noi încercăm să luptăm, să jucăm un match frumos și pentru persoane respective. Se intră în linie dreaptă noul campionat, punctele care contează sau cum mai spun alții. Da. Spuneți-ne dumneavoastră la ce vă veți concentra în această perioadă. Rezultatul primează sau și spectacolul, așa cum ați încercat de multe ori, poate să... Sí, am încercat, unori ne-a ieșit, unori nu ne-a ieșit acest spectacol, că spun dumneavoastră, dar noi încercăm întotdeauna să jucăm bine. După, e clar că noi, fiind pe locul 2 și având și în spatele CFR Craiova, nu e că poți să creștești mult, azi, cred eu, nimic, trebuie să castigăm și atunci poate că avem une șanse, dar în acest moment ne gândim la acest match, e o finală, pentru că trebuie trattata ca o finală acest match, pentru că, repet, în fiecare match poți să găsigi ceva în fața FCSB sau poți să pierzi distanța. Mulțumim tare mult, ne auzim după. Mersi. Ce finale? Că dacă Rapid câștigă, ce trofeu ia? Eu când am avut clișeele astea, avem 5 finale. Ok, câștigi prima finală, trebuie să iei un trofeu, că aia înseamnă o finală. Nu, problema e altfel. Ai pierdut finala, s-a terminat totul. Nu s-a terminat totul, că mai e de jucat. Eu am auzit oameni care au zis, avem 15 finale, au pierdut, mai avem 14 finale. Păi nu, ați pierdut, numai. Nu aveți ce faci finala. Păi nu, că și aici ar putea acționa așa, că el zice, avem 5 finale. Da. Să spunem că pierde. Pierde și FCSB. Acum avem 4 finale, de fapt, 9 finale. Eu aș fi de acord să piardă toată lumea și să menținem distanța. Bun, ne oprim. Mulțumesc, domnul Stoica, mulțumesc, Ovidiu. Urmărim Rapid Farul. Evident că la final vom fi aici. Comentăm din platou. Reacțiile vor fi de